În primul rând, bine v-am găsit. Eu sunt Magda Coman, PR Manager Medeva Fintech, precum și moderatoarea acestei seri minunate, care are ca obiectiv lansarea pachetului Figo Pay by Check Bank, dedicat persoanelor din categoriile vulnerabile. Ne bucurăm și vă mulțumim tuturor pentru că ați răspuns pozitiv inițiativei noastre la acest eveniment de o importanță deosebită atât pentru echipa Figo Pay, cât și pentru partenerii noștri Check Bank, fără de care acest parteneriat nu ar fi fost posibil. Deopotrivă, ne dorim să le mulțumim în mod special celor de la Check Bank pentru oportunitatea de a găzdui acest eveniment în interiorul Palatului Check, un reper pentru peisajul bucureștean încă din anul 1897. Suntem profund recunoscători. La nivel național, România înregistrează peste 850.000 de persoane cu nevoi speciale, cu dizabilități, fie intelectuale sau fizice, care au nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Astăzi, după multe luni de eforturi în echipă, alături de partenerul nostru Check Bank, am reușit. Lansăm primul pachet complet de servicii bancare, Figo Pay by Check Bank, adresat persoanelor din categoriile vulnerabile. Mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest parteneriat. Pentru a afla mai multe detalii despre ce presupune acest parteneriat, am cerut sprijinul mai multor persoane care se află în această seară alături de noi. Domnul Bogdan Neacșu, președintele CEC, doamna Adina Călin, director de produse și servicii bancare CEC Bank, domnul Mihai Marincea, IT manager Medeva Fintech, domnul Costi Stratnic, vicepreședintele OmniaSing, dar și reprezentanții ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Bine ați venit, domnule Cristian Vasilcoiu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, și domnul Mihai Tomescu, președintele grupului de inovație și expertiză socială, cât și doamna Florica Chercheș, președintele Autorității Naționale pentru protecția și dezvoltarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Pe aceștia aș dori să invit pe rând alături de mine pentru a ne explica în câteva cuvinte despre ce anume presupune pachete Figo Pay by Check Bank, care sunt avantajele pachetului pentru persoanele cu dizabilități din România, dar mai ales despre felul în care acest produs va ajunge la cei din categoriile vulnerabile, dintre care, după cum vedeți, fac parte și eu. Așadar, aș dori să începem. Domnule Bogdan Neacșu, președinte Check Bank, poftiți, vă rog, alături de mine și vă invit să luați cuvântul. Mulțumesc frumos! Bună seara, în primul rând! Și vă mulțumesc în numele întregii echipe că ați dat curs și, evident, a partenerilor noștri că ați dat curs aceste invitații la un astfel de moment. Moment care trebuie să recunosc pentru mine, sigur că e un pas înainte, dacă vreți, din punct de vedere al răspunderii sociale pe care cu toți o avem, dar este și un moment emoționant, pentru că încercăm de foarte mult timp să facem, să zic așa, aceste lucruri să devină posibile. Mă bucur că acest eveniment se întâmplă în Palatul Check. Dacă vreți, o clădire cu încărcătură istorică foarte mare, iată, mai bine de 100 de ani, există această bancă și există, dacă vreți, a fost înființată, dacă vreți, cu scopul de a ajuta persoanele fizice din România să aibă acces la partea de produse bancare. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu, dar înființarea Check Bank a făcut parte dintr-o strategie mai mare, prezentă în multe țări, Franța, Austria, Germania, înființate, dacă vreți, sub această umbrelă a caselor de economii și consanațiuni, tocmai pentru a facilita accesul persoanelor fizice la servicii bancare, pe de o parte, pe de altă parte, pentru a disciplina, dacă vreți, populația în ce înseamnă accesul la resurse financiare. Iată, astăzi Check Bank este în continuare una dintre cele mai mari bănci din România, o bancă foarte solidă, cu prezență, da, eu sunt obișnuit să vorbesc, dar nicio problemă. Ok. O bancă foarte solidă, o bancă cu cea mai mare rețea teritorială și o bancă, spunem noi, cu cea mai mare răspundere socială la acest moment. Și pentru că această răspundere trebuie cumva tradusă și exemplificată în viața de zi cu zi,
De asta vrem să ne implicăm în astfel de proiecte și să facem ca aceste lucruri să se întâmple. Astăzi lansăm acest produs, Figopay. Este, dacă vreți, un al doilea produs sau a doua inițiativă lansată, dacă pot spune așa, în foarte scurt timp, după ce în toate agențiile noastre, încă din decembrie, a fost posibil să implementăm normele și produse sau normele, procedurile, detaliile despre produsele bancare în limbajul Braille, tocmai pentru a face posibil accesul persoanelor cu dizabilități de vedere și nu numai, să aibă acces la astfel de servicii bancare. Este, dacă vreți, răspunderea noastră pe care cu toții trebuie să o înțelegem vis-a-vis de maniera în care ne implicăm în societatea noastră și maniera în care dăm un exemplu de a face ca aceste lucruri să se întâmple. Deviza mea întotdeauna a fost, produsul bancar trebuie să fie disponibil oricând, oriunde, de oricine, indiferent despre ce vorbim. Și ca atare o să continuăm filozofia asta în toate tipurile de agenții și cu toate gamele de produse bancare. Într-un final aș vrea să am câteva cuvinte pentru Ion Dumitrescu. Este, dacă vreți, ne leagă nu numai o relație profesională de foarte mulți ani, dar și o relație de prietenie. Cu Ion mă cunosc de foarte, foarte mult timp. El, dacă vreți, a fost și este în continuare sufletul acestui demers și este, dacă vreți, un om care a inspirat pe foarte multă lume cu devotamentul pe care l-a pus pentru această cauză. Și o spun cu toată aprecierea și cu toată răspunderea. A reușit într-un scurt timp să strângă toți partenerii posibili, că vorbim de autorități, că vorbim de specialiști în zona de IT, că vorbim de bănci, că vorbim de oameni care să ajute și să servească această cauză. Ne-a inspirat până și pe noi. Da? În maniera în care am înțeles să facem aceste lucruri și la cum să facem să se întâmple mai repede și efectiv adaptate, să zic așa, acestor categorii de persoane. Și atât că astăzi, Ion, lucrurile, îți vezi, pot să spun că îți vezi visul cu ochii după atâta timp și cred că este un moment foarte bun de deschidere și față de ceilalți parteneri și la care sperăm încetul cu încetul cu toții să adere acestei cauze. Nu mă refer neapărat la produs în sine, ci cauza în sine. Și este, dacă vreți, o dovadă de responsabilitate socială. În ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor din echipa Medeva și colegilor mei, Adina Călin, comunicarea noastră, care au făcut ca toate aceste lucruri să se întâmple. Eu vă invit să avem discuții fructuoase, să spun așa, despre acest prim eveniment. Sunt convins că o să mai facem și alte lucruri, pentru că se întâmplă lucruri interesante și importante pentru societatea noastră în ansamblu. Mulțumesc frumos! În continuare va vorbi tot din partea CheckBank, doamna Adina Călin, director de produse și servicii bancare. Mă aud? Merg la tribună, n-am vorbit niciodată la tribună. Bună seara! Mă bucur tare mult să mă aflu în fața dumneavoastră și vă mulțumesc în primul rând pentru participare. Aseară, știind că avem acest eveniment, chiar am făcut câteva căutări așa și am căutat personalități celebre care au reușit să aibă o carieră și o viață de succes, deși au suferit de anumite dizabilități. Și am găsit foarte multe nume. Nu o să pot să le număr în această seară pe toate, dar o să reamintesc câteva. O să încep cu primul, care se numește Franklin Delano Roosevelt. Este cel mai longeviv președinte al Americii, care a avut 4 mandate de președinte, deși la 39 de ani a suferit de poliomielită. Pe vremea aceea nu era încă descoperit vaccinul și a rămas paralizat de ambele picioare, rămânând practic într-un scaun cu rotile până la finalul vieții. Dar cu toate astea, încă nici nu ieșise președinte, a reușit să obțină 4 mandate de președinte și teoretic a fost desemnat câștigătorul celui de-al doilea război mondial. Printre alte nume pe care le-aș putea aminti în această seară, aș mai spune de Ray Charles, de Stevie Wonder, care este unul dintre
cei mai minunați cântăreți, de Andrea Bocelli, Joseph Pulitzer sau Stephen Hawking, marele astrofizician. Printre căutările de aseară am citit un pic și raportul mondial privind dizabilitatea emis de Organizația Mondială a Sănătății și cuvântul înainte a fost susținut de Stephen Hawking, care spunea că dizabilitatea nu ar trebui să reprezinte un obstacol în calea succesului. El a suferit practic întreaga viață adultă de o boală de neuron motor, însă cu toate acestea nu a fost împiedicat să aibă o carieră absolut prolifică în astrofizică și o viață de familie fericită. Trecând un pic mai departe către subiectul nostru, practic ne dorim ca orice persoană să fie o persoană activă, pentru că indiferent de, până la urmă, de dizabilitate, trebuie să fim priviți ca niște oameni absolut normali și să avem o incluziune atât la nivel social cât și la nivel financiar.